Ganoderma lucidum, una dintre cele mai valoroase ciuperci pe care o întâlnim mai în toate pădurile de foioase. Se numește și lingurița zânelor. Și de ce zic că este importantă? Pentru că luptă cu cancerul, are proprietăți extraordinare împotriva cancerului. Și la ora actuală este foarte cercetată de specialiștii din toată lumea. Se și cultivă controlat, trăiește pe cioate și este fidelă habitatului, adică pe aceste cioate în fiecare an le întâlnim fără nicio excepție. Dacă întâlniți locul Ganoderma, notați-vă acel loc, pentru că în fiecare an veți recolta de aici. Este bine să o luăm în stadiul mai dezvoltat, adică să fie așa, pentru a avea proprietățile să fie full. În tinerețe are formă de semicerc pălăria, după care devine neregulată. Este roșcată cu mijloc brun și în exterior rămâne culoarea deschisă, alb crem. Foarte lucioasă și piciorul este foarte fin și lucios, parcă ar avea un lac pe el. Este brun ruginiu piciorușul. Este ușor de recunoscut. Nu se consumă sub nicio formă în stare crudă. Trebuie lăsată la uscat și după aceea măcinată și se folosește o cantitate controlată. Intrați pe internet și căutați rețete. 3-4 grame, dacă nu mă înșel, dimineața. Dacă o râșniți, se poate pune în cafea sau în apă, în suc.